Salut tuturor, standardele altul de Roni și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din țara noastră de Hexit, bineînțeles. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți episoade în continuare. Haideți să strângem noi peste 400 de like-uri pentru acest episod. Băi, fraților, nu uitați că în această seară, la ora 10, seara vom fi iarăși live, bineînțeles, tot pe YouTube. Și ne vom juca și noi o grămadă de chestii. Genial! Da, a început ploaia, nu? Exact. Deci, fraților, nu uitați că în această seară, la ora... cât? 10 dimineața? O seara. Ah, în această seară la 10 dimineața? Seara? Wow. Așa ai spus tu, Andrei, fără supărare. Da? Nu mi-a nimeni. Da, mai zis, nu uitați că în această seară la ora 10 seara. Ok, a fost destul de ciudat atunci. În sfârșit nu mai am și o lag, pentru că acum eu țin serverul, acum eu sunt hostul. Deci, teoretic, mi-ar trebui să mi se miște mai prost, dar mi se mișcă foarte bine. Și nici Ronin în lag, deci e foarte, foarte ok. Băi, vreau să scrieți acolo în comentarii unde vreți să ne apucăm să ne facem și noi o casă, pentru că din episodul următor ne-am gândit, mamă, că-s mobil. Ne-am gândit că ar fi timpul să ne așezăm și noi într-un loc al nostru, să ne facem și noi o familie, nu-i așa, Roni? Să ne întemeiem... Opcicat în groapă. Să ne întemeiem o fa... Opa, opa, opa. Bă, aș da. Bate-l. Dă-l. Dar ăsta e acolorat, că ăsta, din ăsta pică iteme bune. Da, mă, ți-am zis. Mai dai mine, ne spărăm. Eu... De fapt, mă, Roni, tu... Fiery Aura. Ce e asta, frate? Stai așa. Fiery Aura? Da. Ți-am zis că atunci când ne chineam cu Save Game-ul, era un joc și testam și am omorât exact un zombie din ăla. Exact, zombie ăsta curculeu mi-a dat Freezerite Helmet. Deci chestia asta cu Fiery Aura le dă foc alora, crema ta, că ești nebun. Deci, eu cu Roni ne-am gândit că ar fi foarte ok să ne facem casa în Twilight, pentru că este un loc destul de fain, dar am zis să vă întrebăm și pe voi, să vedem ce părere aveți și voi și cine știe unde ne vom face casa. Tu ce zici, Roni, mai zi o dată? Tot bă, Twilight, nu? Mi s-a înghețat tot. De ce? Aole, s-a revenit. What the fuck? Am o vină în coa. Viazi? Da, mă, stai chiar. Of, doamne, aici de ce e o scorbură abandonată? Că asta am văzut pe artă. Da, e o scorbură. What the fuck? Și... deci o casă, încă o casă, încă o casă. What the fuck, câte căsuțe pe aici. Și aici... destul de ciudat. Noi ne gândeam să ne facem casa în Twilight. V-am zis pentru că e un loc destul de interesant. Și acum văd că se generează Rift Portal. Roni, mai intrăm o dată în Rift Portal? Ce zici? Să intrăm de aici? Da. Mă, ți se miște bine, n-ai lag, nu? Ba, da. Ai lag? Da, pentru că știi care e problema, de fapt, lagul știi de la ce era. Se generează chunk-uri noi și până mi le transmite mie. De-aia aveai tu lag, de-aia am eu acum lag. What the fuck? Nu, că înainte stăteam pe loc, fratele meu. Și gen, dădeam un mob și făcea la fel, știi? Mhm. So, yeah. Intrăm în ăla? Hai să mai intrăm o dată în Rift Portal, mai dăm și noi one more try. Deși, uite, și mi-a zis foarte multă lume în comentarii că scale armor-ul ăsta este foarte, foarte bună armora și că dacă îmi fac tot setul, o să-mi dea anumite bonusuri, anumite buff-uri care mă ajută foarte, foarte mult și că e cea mai bună armură. Deci eu mai trebuie să-mi fac doar chestplate-ul și boots, Roni. Îți dai seama? Ei, mamă! Mamă! Ce n-am și pentru asta îmi trebuie Hexical Diamond. Mă rog, obsidian și golf agro foarte ușor, dar Hexical Diamond se face din diamant și Hexical Essence și ne trebuie multe Hexical Essence și nu prea mai avem. Mai am doar o singură bucată. Ești nebun. No, bun, intrăm în portal? Da, mă, hai să mergem cu tupă înainte, Dumnezeu cu mine. 3, 2, 1! Oh, da, shit! Ieși înapoi, hai înapoi. A, ca să... Da, și acum deschid ușa și intră. Ai grijă. Opa. Da, am ucie aici. Stai să-mi pun la îndemână. Aici sunt blocuri invizibile, by the way. Da, ai vrea să zic. Uite, aici nu mai... Dar știi cum testezi chestia asta? Ai niște... Ai piatră... Cu shift, mergi cu shift. Sau... Uite, uite blocul invizibil, cum se vede, ești nebun. Uite, aici îți dai seama că e bloc invizibil, vezi? Uite-te. Chiar se dă seama, vezi? A, bă, da, că e chestie de perspectivă. Aha. Da, dar unde aici ne duce? Băi, ciudată lumea asta. Foarte ciudată. Să uite așa, poți să-ți dai seama. Pune torse pe nimic. Roni e magician. Opa. Sparge, domnule pickaxe. Ah. Da. Genial. Intră. Eu primul. Bine. Da, mă.
Trebuie să iar, nu? A, nu. Nu, nu. La astea nu. Du, 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 du. Măi, știi că torsele mi-am dus am te rumnează chiar dacă nu le pui pe jos? Da. Ce se aude? Nu știu. What the fuck? Mi-e frică, bă! E un pic freaky, așa-i? Ce? E un pic freaky. Aha. Nici nu știu până am mers. Cred că ne-am învârtit în cerc. Ba nu. Sau? Nu cred. Nu, 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 e altă parte. Ba, da, uite aici, aici am spart, nu? Nu, mergem, a. Nu mai știu până am spart să merg. Nu mai știu nimic. Deci lumea asta ne îmbată de cap. Cred că dacă am venit... pe aici am venit, da? Hai să facem aici, hai să intrăm. Eu zic că... da. M-am dat afară. Nu, fac, nu, nu-i bine, nu-i intră iar. M-am dat pe copacul ăla. Serios? Op. Da, da. Bravo! Deci nu trebuie ușa de lemn, nu? Deci ai trebuit ca să știm, da? Ușa de lemn te duce la lumea reală. Da? Da, înseamnă că pe aici am venit. Și pe aici tot ușa de lemn. Aha. A, și-am luat-o dreapta aici, corect? Am luat-o dreapta, nu stânga. Aici am mers așa, da mă, da. E bine. Și hai la ușa asta de lemn, vină încoa. Nu știu, ne... așa. La asta de aici, așa-i? E. Go! Tuf. Opa! Altă viață, tati. Parcă, parcă. Mamă. Opa, să uită ochi la mine. Deci nu trebuie să ne uităm la nu ochi, nu? Afară. Deci trebuie să... Că... Deci dacă ochii ăștia ne duc chiar în... Mă! Termină, mă! Intră, avansează. Oh, shit. Iar partea asta. Mai știi partea asta în care am căsat amândoi? Da. Și am murit sau cum a fost? Trebuie să luăm iteme din cufere cât mai multe, fără să cădem. A, și am un enchanted book, turns 1, acum am văzut. In case you need that. Și trebuie să găsim o ușă de aer unde să continuăm, practic, nu? Mhm. Și blocuri am nevoie, de multe blocuri. Dă-și mie niște blocuri, că n-am. Nu prea am să-i dau pe mână. Chiar nu ai deloc? Stai așa, încerc să fac o săritură. Tuf. Tuf. Bă, știi ce e bine? E bine de mine. Știi ce? Să nu te bazezi pe apă. Adică? Apa... treci prin ea. Să nu pici pe apă. Oase, what the fuck, serios? Oase? Bă, e o idee bună. Ce-am făcut eu? Da, da. Două diamante, o șaș, o pită, mare rahat. Ce-am găsit eu? Ce-ai găsit acolo? Niște oase. Sunteți? Da. Ok, bă, da, mă gândesc că, în fine, eu zic să mergem la ușa de iron mai repede. Eu zic că e mai ok decât să mai cădem, știi? Da, mie, sincer să spun, mie tam pe aici. Ok, bă, eu... În fine. Poți să ajungi aici la mine? Da, mi-e frică să nu... Gata. Așa. Uite, deci fii antenă unde te duci tu, ne facem planuri. Deci vin aici. E o ușă acolo, o vezi, da? Nu. Ba da, o vezi. Ba da, o văd, gata. Și mai e una în dreapta. Așa, la care pe care vrei să mergem. Aia de în față. Ok, și uite, e un cufăr în stânga. Și unul în dreapta. Mă duc eu la ala din dreapta, tu la ala din stânga, le luăm, vedem ce e și după mergem la ușa aia, da? Mhm. Nu! Ai grijă. Yep, era să fac și eu o veselie. Nimic interesant. Da. Au, gata, mai am 4 durabilitate. Cred că ar fi ok să nu mai folosesc. Nu, ce acolo? A, da. E mai complicat. Te complici, vă, despre ce să te complici. Eu mai spun stres. Genial, un enderpearl, Andrei. Bă, e bun, ce vrei, e bun. Hai încoa. Mamă, cât e staff-ul ăla să mor, e de două ori cât tine. Bine, exagerez. E mai mare ca tine în orice caz. Uite, mă, să nu pic, nu știu ce spui. Du-te în sus, ceva din. Deci nu vine să cred că greu. Deci nu vine să cred că zbiu. Ok. Oh, shit. I hate this. Ok. Ce facem? Băi, e ciudată lumea asta. Am simțit deci noi șansă să vedem ce și cum, pentru că primele dăți am fost chiar fail total. Și am murit din star, știi? Nu, o luăm pe aici pe undeva, mai continuăm? Hai înapoi.
Deci fii atent, noi am, nu am venit pe aici, dar vezi că e ușă de lemn. Da, da. E ciudat. Dacă intru, eu știam că ușile de lemn duc la suprafață. Cred că da. Stai aici un pic. Nu, m-a dus acolo. Dus acolo? Da. Hai să mă duc de față. Înseamnă atunci. Că mai ușa asta din față duce la suprafață. Păi să testăm. Păi o să facă chestia de aia neagră și distruge lumea. Vrei să mai distrugem lumea, Roni? Știi? Teoretic se stabilizează, intră, vezi. Ok. Da, m-a dat la suprafață. Holy crap. Și nu m-a dat foarte departe, e aproape. Cred că în ăsta am intrat. Ba nu, n-am intrat în ăsta. Dar e aproape. Un copac vine aproape. Intră înapoi. Nu, hai înapoi. Intră înăuntru. What? Așa. Bun. Hai să mai vedem aici. Hai. Dar neapărat să nu uitați să scrieți în comentarii unde vreți să ne apucăm să ne facem casă, adică în ce lume. În Twilight, în Overworld, nu știu, vedem noi. Oba! Oh shit, iar mă. Asta e altul. Bă, zici că-s labirinte astea, să mor. Păi sunt. Uite aici la mine. Bă, te duci greșit. Hello, e complicat. Nu! Ce ai făcut? Nu, am ieșit pe... Sper să nu mă uit în jos. Ești gata. Aici. What the fuck, nu mai fă de asta, mă. Bloc de diamond, vezi? Ok, mergi cu shift-ul, frate. N-ai stres. Deci dacă mergeți cu shift-ul, practic nu o să... Ce ai făcut? Dar știi că... Lavă. Nu, acoperă repede, acoperă. Unde? Nu, intră înăuntru și acoperă. E sârma vieții. Acoperă și aici. Uată, deci noi acum suntem da. Ei. Nu uite câte chestii erau aici. Care au decrașat lavă, suntem prinși pe vecie. Nu, bun, și ce facem? Eu n-am pickaxe, asta mă stresează. Fă și mie un pickaxe, frate, diamond de ceva. Să am și eu la mine. Că uite, vreau să sap și nu pot. Ai loc în inventar. Da. Ia, te rog, tu ține la tine. N-am și crafting, fă-mi pickaxe. Obsidian și ăla. Nu mai știu de nici diamant. Știi ce vreau să-mi pun la îndemână? Durata cu apă. De ce ai făcut așa? Pentru că calculam. Nu, bun. Îmi faci bine un pickaxe. Ți-am dat două diamante. Ai lemn? Păi, cu două diamante nu... Așa, bravo, mersi, și dă-mi și lemn. Că n-am nici lemn. A, s-o așa, bețe, mai bine. Mult mai bine. Pac, pac. Problem să-l vezi. Ăsta aici. Bun. Azi am făcut să spargem aici obsidianul ăsta. Azi vedem ce găsim. Tu ai luat blocul ăla de diamond, nu? Nu. L-ai luat? Când s-a dispărut? Când l-ai luat? Da, a dispărut. Cred că atunci când s-a călcat ăla. Cred că... Da. Și-a bătut cineva joc de noi. Da, și-a bătut joc de noi. Cu piramida asta. Da, oricum e ok că uite... Chiar găsești lucruri, știi? Găsești lucruri diferite. Aici am găsit sticky pistonuri. No, bun, și cum plecăm de aici? Am o întrebare. Eu m-aș descurăs ce ar fi ce aici sus. Pe piramidă? Păi aici sunt foarte multe repeatere și foarte multe chestii și foarte... Bă. Unde? Ce? Poți să spargi blocurile astea negre. M-am sting, yay. Și deci e totul chiar întunecat, frate. A, uite ușa asta de iron, o vezi? Unde? Ușa de iron, pe aici trebuie să continuăm noi. Deci dacă ai stins portalul, te bat. N-ar trebui să se țin. Ai dat cu apă pe el, dude. Păi, n-ai rift blade. Ce bine. Trebuie să nu pici, am, că e nu, e... Așa. Intrat. Oh, shit, this is awesome. Deci nu știu cum să vă spun, dar... E chiar interesant, chestia asta e tare. Da, multă lume zicea că vai distruge lumea. Bă, oricum e interesant, adică nu-i pus aici degeaba, știi? Nu e ca și cum ar fi un bug sau ceva de genul, știi? Vezi că acolo pici. Acolo pici, da. Da, dar întrebarea ce e aici, dead end? Opa, bloc de diamond. L-ai luat? Da, la mine nu. Ba, da, la mine, da. La tine l-ai luat, da? Ce căuta un bloc de diamond aici? Întrebare.
Și cum? Plecăm de aici? Trebuie să existe un portal de la... Undeva pe jos, că e prin nisip, corect? Ah, păi hai să vedem. Ai lopată? N-am lopată. Vor fi timpuri rele, Roni. Și e cam periculos pe aici, nu știu cum să zic. Că nu vezi. Da, oricum, dacă e să fie să... E safe să sapi sub tine, pentru că nisipul teoretic ar pica. Aha. Yep. Avem ce face. Băi, asta-i. Nu, what the fuck, cream că... Dar, nu știu, poate mă gândesc că o fi ăsta, gen... Gen. The end, știi? Nu, mă, că trebuie să găsești aici mai bune, nu... Sper. Am găsit bloc de diamond, ce vrei? Mai mult. A, și trebuie se presupune că ne întoarcem înapoi? Bă, nu știu, zic și eu. Păi azi se pune nisipul ăsta, să ne asigurăm că nu e nimic sub el. N-am lopată, stai așa. Mai arunc și eu de aici niște seed-uri, niște string, niște stone bricks. Cadou, bucăzut, redstone repeater, n-am ce face cu chestiile astea. Îmi ocupă spațiul degeaba în inventar. Sincer. Oricum, no, e cât de scurt. Uite cât de ciudat arată, vezi? Când stau, plutesc itemele în void. Stai să arunc și acolo. Deci ăla e coșul de gunoi, da? Dar nu știu ce să arunc, adică o vală, arc. Puii mei, ce nu faci, mă? Bă, nu muri. Rips, Andrei, you will be missed. Pot să zic altceva? Și m-a dat, da, în limbo, bineînțeles. Yay, the best place ever. Puf, am căzut. Asta se întâmplă când mori acolo. Te dă în limbo și ca să ieși din limbo, dai de... De ăștia urâți. Și ei teleportează înapoi. Teleport. Și te văd o sună zișoate. Și ca să ieșim de aici trebuie să ne aruncăm de pe lume și gata. O să... Tu ce faci, Roni, acolo? Să am nisipul ăsta să mă asigur pe... Tu vrei să găsești ceva, eu acum trebuie să ies, n-am ce face. Unde trebuie să ieși? Nu, am zis că tu trebuie să ieși. A. Yep, eu mă duc pe aici în jos. Și cred că pot să fac chestia asta, adică... Sau nu, hai să lăsăm așa. Mă gândeam că pot să trec cu daggerul ăsta prin bloc, știi cum ar veni. Mm-hmm. Da, hai că mă arunc așa, uite, trebuie să ating chestia aia cică și mă duce înapoi în overworld. Yep. This is actually what is happening. Presupun, sper, să nu-mi dea crești sau ceva. Cred că am un lag imens în de față. O, gata, m-a dat în overworld undeva departe. Bă, noi am fost pe aici. Sau? Bă, deci am da, un lag, nu mai știu cum o cheamă, mă crezi? Da? Da, gata, și-a revenit. Nu, am încă, mi-am crecat mie o grămadă de chestii. Oricum e mai bine decât la tine. Că la tine pur și simplu am intrat și... Bă! Ce-ai, mă? Deci am găsit un mormânt, zis Andrei was burned to a crisp. Bă, am găsit locul unde am început seria aici, nebun? Nu așa cred, de... Te... Sau? Așa de acolo, așa de departe? Bă, sau nu cred că e exact locul ăla, dar... Totuși am găsit, știi? Mhm. Deci aici e ceva. Deci o casă abandonată. Tot ce m-a speriat, am încă picat. Nu-mi place. Păsări de-astea. Deci nu-mi place deloc chestia asta cu locurile invizibile. Adică negre, știi? Mhm. I know what you're saying. Și uite cât de mult am picat. Ai picat? Da. Good job. Măcar ne întâlnim. Și am mai găsit o dată castelul ăla. Deci noi acum suntem în overlord, practic. Nu suntem dar nici măcar... Dar tu ce ai făcut? M-ai dat o gaură în podea? Da, da. Deci tu ești de vină. Da. Pentru tot ce nu se întâmplă nou acum. Bravo. Da, așa. Minus 1250 cu minus 300. Minus 1250, minus 300. Vreau să merg în direcția aia. Trebuie să merg... What the fuck, am ceva de mers. Mult. Și pentru asta, ar trebui să-mi fac un alt electric staff. Stai așa. Nu se pot repara alea, mă. Nu era vorba că se repară. Ba da, mă, dar nu mai știu exact. Mi-a picat mie ceva? Nu dau la unde e pirei, mă teleportează pe mine în... Ah, da, aveam lag și eu. Aoleu, unde m-a dat? Bă, m-a dat departe, rău de tot. Cât de departe? Zici și mie coordonate. 836 minus 845.
mult departe de mine. Și Enchanting Table e la tine, corect? Da. O căcat. Cum fac să ajung la tine? Electric Staff, stai așa. Îmi trebuie Electric Essence, avem, și îmi trebuie Magic Essence cu Diamond și Stick. Și Crafting Table tot la tine. Bă, dar eu nu înțeleg, când dau map nu mai am nimic. Serios? De că nu mai văd nimic pe hartă, da. Deci asta e unde acum e singura zonă care mă arată, știi ce zic? Deci tu să-ți arate mare sau ceva genă. Am dat zoom out maxim. Cred că cum am făcut switch-ul ăsta de save game. Stick, Magic Essence și Diamond. N-am diamant la mine. Am la destul. Păi bine! La ce coordonată ești? Dă-ți-te pe la mine, mai ușor, zic eu. Că oricum trebuie să ne întâlnim. Deci nu cred că se supără nimeni dacă îți dai tu-te pe la mine acum. Dă-mi tu mie pe la mine. De ce? Sau dă-mi pe. Bun. Da, bun, dă-mi și mie un diamant. Ah, nu, dă-mi două diamante, că trebuie să-ți faci și ție încă unul, nu? Sau nu, ia pune crafting, pune enchanting table-ul ăla pe jos. A zis cineva că trebuie să ne scoatem enchant-ul ca să se poată repara. Cum facem chestia asta? Nu știu. Cum ne scoate un enchantul? Că ne-a zis, bă, uite, trebuie să scoți enchantul. Bun. Ah, știu cum. Așa. Cum? Ia, ia, ia. Zici și mie să nu mor prost. Stai să văd, dacă așa e. Nu. Ce idee genială am? Ce idee genială am? Gata, mă. Piper, și? Ce idee genială am? Am o idee genială, Andrei. Ok, apăs pe R. Deci am scos enchanturile. Așa. Repair cost 0. Și nu știu cum să repar. Dude. Ia, e un anvil, îți vedem un anvil, dar ce și cum. L-am pus. L-ai pus? Da. Așa. Să văd dacă merge cu anvilul sau ceva, nu știu, n-am idee. Dă-te porcule de aici. Hauturi. Da, păi se bagă în seamă, nu? Uite ce prost e, omoară. Nu, păi dacă ziceți că se poate repara, că trebuie să-mi scot enchantul, dar bun, și da, cum îl repar? Cică repairing the electric stuff in an enchanting table will cost 0 levels, but won't repair any durability. Adică. Da, Andrei. Da. Uite la mine. Da. Ai dresat un dust aici nebun? Da, mă. Un yellow chocobu? Da, am din aia. Așa că ăștia sunt mai proști un pic. Ești cam bugat. În fine, hai să mai facem două de-astea. Deci am aici diamante, am bețe și trebuie să mai luăm un magic essence. Și le înceantăm pe astea și rezolvăm de toate problemele de lemăsa. Opa așa, opa așa. Până avem două staff-uri și acum am trebuit electric essence. Care este asta? Vezi că aud un zombalou în zonă. Da, e un pic bugat ciocobo-ul ăsta, să știi. Vezi că nu știu, se mișcă haotic, dar lela. Nu știu, cum mă dau de pe... Cum îi dau saberul jos? N-am idee. Așa, și le înceantăm și pe ăsta. Dacă-l omor acum pe ăsta, îmi pierd saberul oare? N-am idee, nu m-a întrebat pe mine, because I don't know. Enchant. No, bun, vină încoa, fi fericit. Dă noul tău item, domnule Roni. Asta vine la mine. Pentru că nu mai vreau să las la tine, că uite ce se întâmplă. Luăm și crafting table-ul. Și hai să mergem repede pe jos la coordonatele la care... Pe care le-am scris eu, de fapt. Ce facem cu ciocobul ăsta, mă? Îl lași. Păi omoară. Omoară și ea și ea, da, dacă îl simt aici. De ce să-l omor? Să iau șaua. Nu iei șaua. Ce om rău. Mă pune, ia tu. Ce-o dropat? Niște federe nimic special, din câte văd eu. Și raw chocobo leg. Mamă, mâncare nouă. No, bun, fii antenă. Băi, eu văd mare parte din harta. Cred că tu nu vezi din cauza tranziției. Eu văd harta... pe care chiar am explorat-o, știi? Eu nu văd nimic. De ce problemă? Și cred că din cauza tranziției. Asta am zis și eu. Unde vreau să mergem? Unde voiam să merg? Mamă, ăsta e un loc mișto. Deci vreau să mergem, opa, și aici chestii noi. În fine,
Vreau să mergem aici, momentan, că sunt o grămadă de chestii. Deci, minus 735 cu minus 550. Roni, te duci încolo, hai să ajungem repede pe jur. Acolo. Ia-o înainte. A? Ia-o înainte. Mamă, cât de repede mergem. E după mine, da? Da, auzi ce ziceau ăștia în comentarii, nu ține apăsat cu dreapta. De ce? Da, așa, click, 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 click. Știi ce zic? A, ca să... Da, că îl folosești aiurea. Uite, mă. I'm the king of the world. Trebuie să fac poză. Dă-te, mă! Ia uite, nu mă! Nu să stric poza, mă stai așa. Poza, gata. Și uite, am măsurat o chestie, fiți antrenat, acum am ochii roșii. Acum nu-i mai am roșii, mi iese masca. What the fuck, uite cât de ciudat e. În fine, hai fac continuăm. Hai mă să fac o poză și mă, gata. Bun. Poză, nu. Acum poză, poză, nu. Poză, bun, gata. Ce direcție trebuie să mergem? Stai. Așa, mergem bine. În castelul ăsta am fost, mă? Da, mă, da. Sau asta-i chiar dacă n-am fost. Prea găsesc cine știe ce. În ăsta... Bă, în ăsta n-am fost. Fii antenă, vină direct sus. Vină direct sus aici. Stai că încă nu mi s-o randa castelul. Aici. Dă-i în el. Hai să luăm tare cu fraier. Și după aia să iei repede cu fraier, da? Dă-i, 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 dă-i. E ca mort, mă, ăsta n-are nicio șansă, nicio șansă. Repede iteme. Am luat. Am luat, am luat. Ce ai? Am luat. Fugi, coboară, coboară un nivel. Ia așa alea. Și am aruncat. Oh, sper că este apă jos. Nu, am aruncat ce nu trebuie. Mai am doi inimi jumate. Trebuie să iei de aici. Eu spica jos la bază, Andrei. Și eu. Hai, am pățit și eu. Știi că o să bubuie o grămadă de iteme, nu? Băi, vezi dacă poți lua, ce poți lua. Acum am ajuns. Bubuie asta odată cu mine, frate. Cred că s-au dus pe apa sâmbete. Fuck! Și câte iteme bune erau. Ce ăsta? Cave Spider. De ce aș avea nevoie de un spawn de Cave Spider? Băi, și nu mai bubuie, s-a oprit, iauzi. Da, erau itemele de la penultimul nivel, nu? Nu era din vârf. Da, și de la penultimul nivel erau iteme bune, mă, de care aveam nevoie. Da, măcar l-am, ci că l-am explorat așa repede, știi? A fost destul de rapid. În fine, hai să mergem către coordonatele alea, dar am zis eu. În ce parte la tine? Aici, o să vezi part, o să vezi un, un cerc așa frumos de apă. Frumos, elegant, cât de cât. Nu știu în ce parte să mă îndrept. Minus 700 cu minus 500. Bun. Ai ajuns? Te văd. Mai stâng un pic. Cum îl vedem pe Roni că vine așa? Nu, bun. Momentan ne oprim aici. O să vreau să explorăm. Cred că off-camera vom mai merge pe la turnul ăla să mai luăm și noi niște materiale. Pe la bărcile astea de aici, nu cred că e foarte interesant. Sau, nu știu, poate filmăm așa când dăm razi, că sunt multe bărci, știi? Sunt vreo 4 și ar fi interesant. În fine, nu uitați să ne scrieți acolo în comentarii unde vreți să ne apucăm să ne facem și noi o casă, un loc numai pentru noi, să nu mai fim așa de... Băi, de capul nostru? Exact. Așa, nomazi. Nu știu, ok, poate e ceva, nu știu. Băi, fraților, nu uitați să apăsați butonul like dacă v-a plăcut episodul și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei, a fost Roni și v-am salutat pe toți. Ciao! Ciao, les baules! Au!